Zilele bisericii de pe trotuar sunt numărate. Pentru a împiedica demolarea clădirii, în Alt Preasfinția sa Teodosie a transmis municipalității o scrisoare deschisă care este adresată atât în nume personal cât și în numele preoților și credincioșilor constanțeni. Ne despart câteva ore de cel mai infam moment din istoria ultimelor decenii, prin care se pare că trebuie să treacă credincioșii din străvechiul Tomis, acela al demolării unei biserici, motiv pentru care mă adresez domniei voastre în numele clerului și al poporului, care prin mila Domnului ne-au fost încredințați spre păstorire. Ce lume lăsăm copiilor noștri, distinse domnule primar? Cum va rămâne numele nostru sau al dumneavoastră în istorie în calitate de primar și înalt ofițer al armatei, care a jurat să-și dea viața pentru neamul sau dacă vom dezerta. Arhiepiscopul Tomisului face apel la credința străveche a enoriașilor în încercarea de a salva locașul de cult. Vă întreb, iubite domnule primar, în calitate de comandant militar, dacă legea v-ar cere ați îndrepta armele împotriva propriului popor, nu aș fi îndrăznit să vă adresez o astfel de întrebare dacă nu m-aș afla în această situație în care mă constrângeți să demolez o biserică, să primejduiesc sufletele fiilor duhovnicești încredințați nouă de Dumnezeu. Numai cineva cu o tumoare sufletească nu ar putea înțelege etosul poporului din care face parte, frumusețea sufletească, smerenia, dar și dârzenia în credința poporului român. Primarul Constanței a cerut în februarie arhiepiscopului Tomisului să pună în aplicare decizia definitivă a instanței judecătorești privind desființarea lucrărilor de construcție la imobilul din zona Macul Roșu, construit ilegal pe trotuar în care funcționează improvizat un lăcaș de cult.